domnul Carp Dima l-am întâlnit în zona grădinilor din cartierul Imum al municipiului Medgiria. Încă de cum ne-a zărit pe chipul omului au apărut lacrimi. Bărbatul ne-a povestit cum, în decurs de câțiva ani, viața sa a luat o întorsătură neașteptată. M-a chemat la tribunal, am fost de acord, dai apartament, îl dau. Și am dat apartament, toată munca mea de viață. Unde locuiați? În ce zonă? Am stat pe poporul, am avut casă și pe urmă am stat față-față cu blocul CFR-ului la C3. Care a fost motivul pentru care soția a ales să divorțeze de noastră? Nu știu, asta trebuie să-l întrebați pe ea. Dar ce vi s-a spus? Mi s-a spus că e nepotrivit de caracter. Câți copii aveți? Doi. Copiii au rămas la doamnă. Băiatul e plecat în Izmir, fata e... Sora medicală are cabinet la parter aici. Lucrează la Smurz acum. Dacă o văd pe stradă, nici nu mai cunosc. Iarna se încălzește cum poate, iar cuvântul acasă și-a pierdut de mult adevăratul înțeles. Acum nu vrea decât să se poată bucura de pensia pe care o așteaptă. Însă, până atunci, trăiește din mila oamenilor cu suflet mare. Iarna e viață. Nu poți să stai. E exact ghețărie ca să o duci la o cărciumă să facă... În toți acești ani ați cerut ajutor autorităților locale? N-ai avut cui. La Moinescu și la ăștia care au fost primari, n-ai avut cui. Carp Dima este unul dintre oamenii care a rămas fără niciun ajutor. Asemeni lui mai sunt mulți alți sărmani care așteaptă sprijin din partea autorităților. Televiziunea Alfa Media va continua să prezinte situațiile dificile ale cetățenilor din Medgidia și nu numai.